Salutare, man! Numele este Murat și bine ați venit la un nou joculeț pe acest canal, jocul se numește Triviador România. Ok, este vorba de un joc care tot ce trebuie să faci e un joc cu strategie. Ok, poți să faci cont. Păcat că nu mergi să te conectezi la Facebook, dar mă rog. Asta nu... Stai un pic. Dăm așa. Ok, e un joc care te joci cu prietenii. Am văzut că la mulți YouTuberi a filmat Triviador. Chiar și eu l-am jucat. Ok, să începem. Joc. Joc amical, orchi. Începem jocul. Ok, nu este nevoie să răspund că se dă la o întrebare pronostic pentru că câștigă cel mai apropiat rapid a răspunde cel mai corect câștigă runda. Ia să vedem. Aici. Gidea mă cheamă. Stai așa că stiu aici. Ia să vedem jocul. Ucerire. Da, e un joc. Ok, care este temperatura media a lunii iunie, bucă grade Celsius? Hai să punem 24. Da. 24 am ghicit și eu. Alegem un teritoriu. Alegem teritoriul ăsta. Tatăl mi să-mi pun căștile. Asta alegi. Dai un joc. Ok, n-am jucat niciun joc ăsta, Triviador. E rândul tău lui Ska. Gide. O bă, că... Când a avut loc ultima dată cimă de la fotbal din Suedia? A, 1900... Sai! Mamă, greu mă gândesc. E că era 1950, nu mai știu niciu. Rândul lui Ska. Ce nume are? Eroi literari, câți fi au avut Sherlock Holmes? 4. 0. Hamă că eu am câștigat. Da. Alege un teritoriu. Aleg ăsta. Dar tot ce trebuie să faci, trebuie să alegi un teritoriu. Jocul ăsta și pe telefon. Că până în acel secol, cine era Renașterea? San. Ăsta a câștigat. Ce nici nu știu. Dar ce întrebare. Dar e un joc cu întrebări. E rândul lui Gidea. Ce nume are? E ca știu și el întrebare. Bătălie, scrie bătălie. Care dintre următoarele orașe se află în Ungaria? Și asta nici eu nu știu. Cred că ăsta. Abana, nu știu nici eu. A, crezi că mai știu? Pe atunci.
Chiar îmi place joc. Nu uitați, oamenii ăsta, apăsați butonul de like dacă mai vreți. Ok. Care țările aparține domeniul la F? Albania. Nu Albania, fai. Aoleu. Ce fel de companie este Gucci? Elvețiană, cred. Italiană. Ce întrebare a păcat ăștia. Și am văzut, frate, că a jucat mulți YouTuber jocul ăsta. Care sunt non-culorile? Alb. Asta iască. Mama, am câștigat eu. Oameni de știință, ce naționalitate avea celebrul matematician Franz Cuvier în 1900? Cred că franceză el. Franceză. Frate, ce întrebare. Asta nu știu. Puteți să căutați pe Google, nu știu. Cine este regizorul filmului Pistruiatu? A, știu ăsta. Sergiu Nicolaescu. Asta știu. El e regizorul. Da, Sergiu Nicolaescu. Dacă știu eu. Câte spline are corpul uman? 3. Ok. Care este semnificația cuvântului ștergar? Palton. Ștergar. Poate nu era bine, mă rog. Alege un teritoriu. Hai că aleg teritoriul ăsta. Care dintre următorul nu este în prezent sport olimpic? Fotbal. Dar era corect. Orașe din antichitate. Care este denumirea latină a localității Râșnov Muntenegru? Cred că asta era, nu știu niciun. Ia să vedem. Cu care din următoare țări nu se învecinează România? Ucraina. E că Ucraina, nu știu, Serbia nu cred. Oricum, nici Serbia. Serbia e vecinată cu... Care este în sensul asemănător pentru umăt? Nea. Asta știu. Asta știu și eu. Am cam știu și eu. Pic. Loc 1. Ok, mai jucăm meciul. Bă, chiar, bună, mă bucur să te văd. Mulțumesc că e cel mai drăguț în semn. Mersi. Prezintă-te. Hai să pun numele meu, Murat. Murat, îmi pune că Murat. Perfect, Murat 2000 am pus. Am un... Hai să te-ți alegi un caracter. Mustăcios, bărbos. Nu-mi place nici asta. Ei. Aoleu. Mamă, dar ce grele. Hai să uleu, cât?
Hai că le iau pe ăsta. Băi, tare jocul. Hai să mai jucăm. Am pus mura 2000 oricum. Da, e un joc educativ jocul. Zice să fie frate, un joc educativ. Stai un pic. Joc normal oricum. Pot să joc și amical, dar o să încercăm și un amical. Ok. Arcașul, Edilau. Joacă și românii la jocul ăsta. Cucerire. Câte comune are în componența județul Timiș? 7. 88. Hai mă că eu am cu... Da, 7 am ghi... Știam asta. Asta știam și eu. Câte mărgele i-au adus babe găina și în punguța cu 2 bani? Fa, nu știu niciu. Am câștigat. Am frate, am câștigat. Și că sunt geniu. Pe bune. Din ce an este considerat fotbalul sport olimpic? Scriem 1899. Da. Frate, iar. Ce am întrecut pe ăștia? Normal că așa s-a inventat atunci fotbalul. Hai să alegem teritoriul ăsta. Bă, chiar șmecher jocul. Ok. Care sunt preparatul lava kaki? Care dintre ingrediente este preparatul papă? 7. Nu știu niciu. Ce? Păi ce i-am întrecut? 7. Am pus o 7. Da. Care exponat se găsește în Muzeul Louvre din Paris? Mona Lisa. Câți centenari centimetri cubi într-un metru cub? 4. Ce? Saoleu! Care este sportul minții? Volei. Șah. Ah! Era șah. Cum se traduce fast food?
Mâncare... Care servită, mamă. Nu ai nimic, încercăm. Până câștigăm la jocul ăsta. Ce culoare au ștrumfii? Aștia știu, albastru. A, frate. Da, albastru, am ghicit și eu. Cine a fost Decebal? Conducătorul dacilor, da, știu. Da, asta știam și eu. Da. În ce costă antichitatea? Stai de liniștire. Mama ta, nici nu știu întrebarea asta. Zău. Chiar pe bune. Oraș. Capitala care țări este Beruit? Dacă... Germania. Ce? Beirut. Nu știu nici ce. Cam dificil, nu știu. Ok, economic. Ce reprezintă certificat de origine? Cod de bare, brevet. Da, ăsta era corect. Hai mă, sper să nu ne învingă. Asta e nasol. Rândul lui Hedy. Ok. Ce medie permit propagarea sunetelor? Solide. Toate. Păi ce am greșit. Da, frate, întrebări. Mamă, mi s-a scăzut și din. Ok. Limba engleză. Cum se traduce limba română cuvântul doc? Câine. Amă că ști... Da, era corect, câine. Așa. Ce naibii? Asta știu și o engleză. Ce se sărbătorește pe 15 august? Sfântul Nic... Pe 15 august Sfântul Maria. Asta știam și eu. Pe ce râu se situează orașul Olga din Rusia? A, mă, că am făcut și un punct. Se sfârșit de joc, am câștigat, cred. Da, am câștigat. Da, eu am câștigat. Da. Ok. Mamă, tot am câștigat la jocul ăsta. Poate să facem un... Da, îmi pare că pot și eu și multiplayer. Ok. Ok, frate, că mă trezesc cu acest joc Triviador România. Eu am fost murat și mergem pe data viitoare. La revedere, pa, pa.